1 iunie a fost ziua perfectă pentru toți copiii din comuna Băcia. Autoritățile locale le-au pregătit o zi plină cu surprize. Micuți de toate vârstele au participat la diverse competiții antrenante și toți au avut de câștigat. La final au savurat un tort imens. Veselia și pofta de joacă a copiilor era molipsitoare. În acest an, ziua copilului s-a ținut în satul Tâmpa. Desene pe asfalt pentru cei mici, concursuri de îndemânare și mici provocări sportive au adus aici peste 100 de copii. Sărbătoarea copiilor este o tradiție dragă a comunei, întreruptă în anii pandemiei. Sper că ați avut o zi frumoasă, așa ca voi. Noi ne-am străduit să aveți activități cât mai plăcute. Așa cum a spus și domnul Fona, toată lumea este câștigător astăzi. Ne bucurăm că ați venit și sunteți aproape toți aici. Vă spun încă o dată la mulți ani. Toți participanții au primit diplome și câte un cadou din partea autorităților. Câștigătorii concursului au primit însă premii mai consistente. Și locul întâi? Crainic Vârnea Olivia. Felicitări! Ai primit o trotinetă. Felicitări! Jalanele cu mingea și la, să dau la țită cu mingea. Și ce ai câștigat? O trotinetă. Îți prinde bine? Da. Ce ai de gând să faci cu ea? Să mă joc cu ea. E faină ziua de azi? Da. Ce ai de gând să faci cu ea? Să mă dau bani. Te pricep? Da. Un desen cu o fetiță. Cu fătulaș și cu un fătulaș care se dă pe soane și ia pe fete și două florisele. Îți place să desenezi? Da. E 1 iunie, o zi specială pentru copii, ce le-ați pregătit? Așa este, este o zi specială având în vedere faptul că 2 ani la rând nu am putut desfășura niciun fel de activități. Astăzi este ziua copilului, o zi pe care o sărbătorim în plin în comuna Băcia. Așa, după cum puteți vedea, sunt peste 150-160 de copii, copii care se bucură de această zi frumoasă din toate punctele de vedere, atât cât și însorite, cât și cu premiile pe care le primesc și pe care le vor lua. A fost o zi magică însă pentru Sonia. Copila de 10 ani și-a văzut visul împlinit după ce a câștigat marele premiu în urma unei tombole. Povestește cât de mult și-a dorit o trotinetă. Foarte multe chestii. Ne-am jucat, am câștigat o trotinetă. Mi-a dorit-o foarte mult. Prima dată am crezut că nu câștigăm nimic. Și după s-a întâmplat magia. O să mă dau pe ea. O să le mai împrumut și prietenilor să se dea. Evenimentul a avut oaspeți de seamă care au venit să încurajeze pe micuți și să-i felicite pe copii de ziua lor. După 2 ani de pandemie, o zi mult așteptată, o zi însorită, prima zi de vară, ziua internațională a copilului, la mulți ani tuturor copiilor. Să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să aveți rezultate cât mai bune la învățătură, să vă respectați cadrele didactice, să vă respectați părinții și să-i apreciați, să-i iubiți pentru tot ceea ce fac pentru voi. Le doresc sănătate și să crească mari. Totodată aș vrea cu acest prilej să îmi exprim aprecierea, în primul rând față de domnul primar Florin Alba din comuna Băcia, pentru organizarea acestui eveniment, dar și pentru modul în care oferă sprijin unităților de învățământ de pe raza comunei. Din punctul meu de vedere, este un primar model pentru că susține numeroase proiecte și aici lucrurile funcționează foarte bine. Evenimentul s-a terminat tot cu un cadou oferit celor mici. Un tort uriaș a fost împărțit copiilor din comună. La mulți ani vă doresc multă sănătate, tot ceea ce vă doriți.